Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Nu știm cum va fi lumea peste 60 de ani, dar acoperișul Bilca va rezista să o vadă. Bine ați revenit la un nou episod din Mind Architect Power by Europa FM. Bun găsit tuturor, eu sunt Cătălin Stribile, alături de mine, Paul Olteanu. Salutare, Paul, bine venit! Salutare, Cătălin, salutare, prieteni! Știți ce facem în acest sezon? Luăm expresii, proverbe, zicători, înțelepciune românească distilată în milioane de cuvinte și vedem dacă se mai ține astăzi în 2000. Dacă mai țin apă. Dacă scapă da, apă. Exact. Facem asta cu Paul Olteanu, despre care știți, este realizatorul celui mai ascultat podcast din România, Mind Architect, podcast făcut alături de echipa sa. Paul Olteanu este trainer și coach, specialist în comunicare, iar intenția noastră e să ne cunoaștem un pic mai bine și să explicăm așa lumește neuroștiința și funcționalitatea creierului și dacă vreți psihologia noastră în cuvinte care să fie cum să zic, pe prietenoase. Prietenoase și pe înțelesul uh, tuturor. Că tot veni vorba de cuvinte, astăzi niște cuvinte care ne dor. Ne-am propus prieten, <laughs> să vorbim despre celebra expresie, dar nu e singura, că ea vine cu un alai. Bătăia este ruptă din rai. Rai. Mă bucur tare că am ajuns și la uh, episodul ăsta. Ce să zic? E, uh, într-un fel, interesant să vezi câte expresii avem despre bătaie. Mai uh, zic și eu câteva care îmi vin în minte, uite, unde uh, un, mama unde lovește carnea crește, uh, două, trei coade de topor toporcuri din dragoste și așa mai departe. Unele În documentarea episodelor noastre am aflat de unele pe care nu le știam. Uh, mi se pare că asta arată cumva câte. Însă și faptul că avem atât de multe expresii legate de a legitimiza bătaia, agresiunea fizică, fie în relații de cuplu, asta cu coada de topor de care vorbeam, fie în relație cu copiii, asta mi se pare că dă un. face o radiografie foarte simplă și distilată din proverbele și zicătorile astea despre unde ne situăm psihologic, ca popor. Bătaia, dacă ne gândim la ea, e o formă de a-ți exprima frustrarea de cea mai primitivă speță, în sensul în care noi am povestit și în sezonul 1: avem capacitatea să ne autoreglăm emoțional. În momentul în care trăiesc un conflict, fie cu partenera de viață, fie cu copilul, fie în context profesional, eu am resurse hardware, cerebrale și psihologice să mă inhib să îmi dau seama, bă, stai puțin, poate are și Cătălin o zi proastă, poate de asta a folosit cuvintele pe care le-a folosit, apropo de vorba dulce, mult aduce cu care am început noi sezon. În momentul în care frustrarea asta depășește anumite limite, începe să apară impulsul ăsta fizic de a face ceva, fie de a pleca, celebra asta reacție de luptă sau de fugă. Fie să fug, fie să atac fizic. Ca eu adult să ajung într-un punct în care nu mai pot stăpâni propria viață emoțională și simt să o eliberez în exterior, mânia, furia, sub formă de agresiune fizică, asta poate să arate două lucruri. că m-am enervat extrem, extrem de tare și în momentul acela ceea ce noi numim elefant a preluat controlul și a pus în mișcare ceva fără cuvinte, un comportament din ăsta agresiv fizic, fie că n-am mai avut destulă capacitate să mă inhib. Acum, orice om poate să se enerveze suficient de tare cât să-i vină să bușească ceva sau să lovească pe cineva. să a impulsul. Lucru care, faptul că biologia noastră ne predispune la asta, asta nu le legitimizează sau nu invită la o face. La, la zicători sau la uh, proverbele noastre din registru ăsta că e ruptă din rai. Da. Sau că, ă, ă, do, asta e, zic, deci unde lovești, unde mama, mama unde lovește, carnea crește sau unde dă tata crește, e fascinant că la noi e pus într-o lumină pozitivă chestia asta. Bine, noi aici nu suntem nici experți în uh, etimologie, absolut nici în, nici în etnografie, folclor sau antropologie să putem spune de unde vine. Adică unde și cum cineva acum. Sute de ani în urmă, bănuiesc, s-a gândit și a zis, bă, stai puțin, că bătaia e o valoare, că e asta transmite. Nu poți să te superi ca, nici dacă ești copil, nici dacă ești societate, pentru că știi cum e. Bătaia adică e o formă de educație, cred că asta vreau să spună. Cum să mai, nu-l vezi, mă? E, nu poate? Și, și tocmai asta e și acum poate unii dintre oamenii care ne ascultă spun, bă, dar eu am luat bătaie cât am fost mm -hmm. copil și uite ce bine am ajuns. Eu pentru asta aș spune două, două, argumente. Am. Unul e ăsta de, dar oare cum ai fi și dacă nu ai bătaie? Știi, ca la polistiren la casă, faptul că ți-ai pus de 10 cm e mai bine decât să nu-ți fi pus deloc, dar dacă punei de 15 Cam așa e și aici. Ok, oi fi ajuns bine, ori Cine ar face simularea asta, ok, ești de succes profesional sau poate consider că ești un om care a, a avut o viață așa împlinită, întrebarea e cum ar fi fost fără, unul la mână și, doi, și asta e aia mult mai dureroasă și apăsătoare, aș spune așa. Mai ales în copilăria mică, în copilăria timpurie, vorbim de primii șapte ani din viață, prin extensie și mai târziu, noi învățăm foarte mult modelându-ne părinții. Ce înseamnă modelarea asta? Înseamnă că un copil o să-și privească părintele și o să absoarbă în prima perioadă chiar fără discernământ și după aia cu forme din ce în ce mai avansate de gândire critică comportamentele pe care le exercită părintele. Și atunci, dacă eu, de exemplu, cresc într-o familie în care bătaia era la propriul rută din rai, să folosea și îți aduc aminte, știi, și de ideea te bate tata cu cureaua, da, da, da. Să stai, da. mi-aduc aminte că tăi că îmi povestea când el a încercat să învețe să cânte la pian și lovea cu nu iau peste degete. Când apăsa o clapă, la urea, să te iată. dea cu rigla peste mână și avem și o, o, povestire care este învățată la școală, nu? Și are aspecte educativ de formare printre cele mai importante în școala românească, amintiri din copilărie, nu? Când smărândița popei era pusă pe, pe calul Bălan și lua bătaie de pă, nu mai știa ce-i cu ea, da? da. Astea -s, exemple care să, să adună, da. Te -am și mai avea, cred că tot în amintiri din copilărie, era o nuia care se numea educator, învățător, îndreptător, nu mai știu cum. Oh, da, era ceva de... era, din, era o, era, o, era o nuia o sculă, acum, o, așa, era un o nuia care, avea un... care, avea un... Avea un nume, pă, nu mai știu, Sfântul Nicolae, era ceva Așa de, ceva, așa, de, așa. parcă de asta mi-am și eu. eu. E, Tocmai faptul că sunt atât de prezente, Cătălin, în, și în literatura noastră, și în expresii, în proverbe, în zicători, arată că noi avem o relație foarte familiară cu agresiunea fizică, și din fericire înțeleg că cel puțin în anumite medii a scăzut mult, și în interacțiunile pe care le am eu în cursuri, mulți părinți spun bă, dar noi nu mai practică în chestia asta, adică nu se întâmplă să lovim vreodată sau încercăm chiar să nu ridicăm tonul. Eu cred că e important să înțelegem că a lovi pe cineva, fie că vorbim de un copil, fie că vorbim de un partener de viață, e, o, e un indicator al propriei noastre lipse de control psihologic și a propriei noastre incapacități de reglare emoțională. Nu e o mărturie a faptului că ălălalt exagerează, ci e o mărturie a faptului că eu nu mă pot autocontrola, că eu nu am capacitatea să mă autoreglez emoțional. Și mi se pare important să înțelegem că deși există momente când poți să ți pierzi controlul, iar astea fac ocazional parte din biologia noastră, în niciun caz n-ar fi o idee bună să le încurajăm spunând în situații cotidiene bătaia e ruptă din rai, eu te-am făcut, eu te omor. A, da, chiar voiam să avem și asta, pe asta nu? pentru că -i... Esențială. Eu te-am făcut și am încă omor. Deci e componentă, aveți și proprietatea. În țara cu 93% proprietari, dacă eu te-am făcut sau dacă ești în proprietatea mea, eu am drept de viață și de moarte asupra ta. Ori, lucrurile astea în lumea în care trăim, cred că ar fi util de actualizat. Bun. Acum e clar că aici e o bătălie care se va duce pe, pe generații. Pentru că în generații s-a creat acest sistem de valori, zi mm -hmm. vine, e un sistem mm -hmm. de valori, Cuvintele repetate în contexte cu miză mare emoțională duc la instalarea unor convingeri care sunt coloana așa vertebrală pe care o operăm. Deci, chit că n-ai o valoare pentru bătaie, chit că nu e ceva ce prețuiești dominanță, putere, fizică, agresiune, să spunem că nu, nu e la nivel de valoare, poți în continuare să ai convingeri care sunt... Uh, inferioare valorilor ca intensitate, poți să ai o convingere care legitimizează uzul ei. Mi-aduc aminte, e un clip celebru cu Sean Connery, am impresia pe internet, care explică, foarte, eu, eu l-am arătat unor prietene care sunt foarte puternic atașate de mișcarea asta feministă, și omul îi explică, e halucinant, într-un fel că există situații în care e legitim să bați o femeie. Și deci, pentru cine vrea să găsească asta, poate să caute Sean Connery, Slap. Și vorbește despre asta cu pleznitul Și vezi, asta e partea interesantă, că nu e ca și cum noi avem o valoare pentru a folosi agresivitate E ceva ce noi trăim când ne pierdem controlul, în general. Dar e interesant că avem cuvinte, exemple, inclusiv, iată, persoane publice și elemente în literatură, care legitimizează chestia asta și eu cred că merită pusă nota de subsol. E parte din biologia noastră ca ocazional să-ți pierzi controlul, să-ți vină să lovești ceva sau pe cineva, dar putem fi mai buni de atât, A, dacă nu ni se mai pare normal. Mai este o expresie, Paul Olteanu, mai bine odată na, adică Așa, te lovesc, exact. decât de multe ori stai că ți-o da, adică e bine că să te plesnezi din când în când decât să te ameninți că o să A, te lovesc, na. Mă ce înțeleg. putem să spun? Asta, asta e fundamentată neuroștiințific da. în sensul în care noi învățăm mult mai mult din ce trăim decât din ce ni se spune. Deci A, fundamentare, aici da. Nici nu te întreb, e clar că dăm cu bilă neagră la expresia asta, dar uh, mai avem 30 de secunde și tata, te rog frumos, zine totuși cum facem ca alea 90 de secunde de furie să ne oprim? Sunt multe lucruri care nu prea încap în intervalul ăsta de secunde, dar de la lucru simplu de a-ți focaliza atenția pe altceva, de la, mo de la momentul în care simți efectiv că îți crește pulsul, îți crește tensiunea și te încordezi, o caracteristică a momentului înainte de a simți să devii agresiv fizic e că te tensionezi interior, apare activare în ramura asta simpatică din sistemul nervos autonom, Crește puls, crește tensiune, crește tensiune musculară și tensiune arterială și când vezi trenul venind, că apare feedback-ul ăsta corporal, ia o pauză. Pleacă din cameră, spune, am două, două minute nevoie să, să iau o pauză. Mută-ți atenția pe altceva. Inclusiv, uite, noi pe, pe mindarchitect.ro avem un Așa. episod întreg despre neurobiologia stresului, atât în podcastul gratuit, cât și în platforma pentru abonați, unde e mult mai amplu. Și acolo vorbim despre o tehnică de respirație, care presupune, controlându-ți sferul în care respiri, lucru pe care poți să-l faci în trafic, poți să-l faci la birou, poți să-l faci când te enervează copilul, deci nu trebuie să, intri, să te așezi în lotus și să meditezi e suficient să controlezi felul în care respiri și ce se întâmplă în sistemul nervos extins e că să mută activarea de la ramura asta simpatică care te predispune la luptă sau fugă la ramura parasimpatică care te predispune la relaxare. Așadar, intrați pe mindarchitect.ro și o să aveți mult mai multe explicații. Noi, duminica viitoare la Europa FM, alături de Paul Olteanu, vorbim despre... Temă de grea, grea la noi. bani, bani. bani. bani bani. Spor la treabă tuturor! Mind Architect, powered by Europa FM, susținut de Bilca. Lumea va fi altfel peste 60 de ani. Acoperișul Bilca va fi la fel ca azi.